Salut și bine ați venit la O Mașină Într-un Minut. Probabil că ați mai văzut la noi această mașină, este Mazda CX-60. Și de această dată v-am adus-o, pentru că este perfectă. Are culoarea specifică Mazda și mi se pare cea mai mișto Mazda sau cel mai mișto SUV japonez testat de mine până acum. Și motivul principal este acesta. Avem un motor diesel 3.3, 6 cilindri în linie, cu o electrificare împreună cu un motor de 48 de volți, pentru a oferi o putere de 245 de cai putere, dar și o economie exemplară. Modelul l-ați mai văzut, arată în felul următor. Cea mai mare, cea mai masivă Mazda produsă până acum, un SUV care deja se duce spre clasa premium, amenință pe undeva pe acolo prin clasa premium, dar în același timp amenință și mașinile economice. Foarte multe gâze, am low washer fluid, așa, asta nu contează, arată foarte bine în interior, de aceea spuneam că amenință clasa premium și mai presus de toate este economică și te face să arăți foarte bine în ea. Este o mașină extraordinară pe care, mă rog, dacă aș fi în altă piață și aș face banii din piața respectivă, mi-aș cumpăra-o chiar mâine.